Fiscalitatea excesivă, lipsa asocierilor la nivel al branșelor, dar și lipsa banilor sunt cele mai mari probleme ale horticultorilor români. Acestea au fost subliniate vineri la Reghin, când a avut loc un simpozion național pe sectorul de legume-fructe. Întâlnirea a reunit reprezentanții producătorilor, dar și ai Ministerului Agriculturii. Consilierii din domeniu cred că fiscalitatea le dăunează agricultorilor, mai ales de când TVA-ul s-a făcut 24%. Pe de altă parte, dacă ar fi uniți în asociații producătorilor, le-ar fi mult mai ușor. Pentru a face față pe piața liberă, ei trebuie să asocieze în mod deosebit pentru o dată a putea obține fonduri europene și, în al doilea rând, a putea face față concurenței și a importurilor care vin din afară. Nici piața neagră nu este o problemă pe care horticultorii să o poată ignora. Cei care nu plătesc taxe câștigă mai bine și pot reduce din prețuri, stricând astfel piața. Avem și piața neagră care încă n-am reușit să o combatem, care dăunează foarte mult pentru cei care lucrează în regim normal, în regim de societăți comerciale. Vă dați seama, cei care vând fără factură, fără acte dovitoare, este mult mai ușor față cei care vând societățile comerciale cu acte în regulă. Președintele Asociației Producătorilor de Mere din Transilvania și deținătorul cele mai întinse livezi de acest gen din România crede că marea problemă a producătorilor este lipsa banilor. Deci ca să obții fructe de calitate cu care să poți să fii competitiv pe piață, e imperios necesar să ai plantații competitive. O plantație competitivă înseamnă o investiție între 20.000 și 50.000 de euro pe hectar. Concurența este acerbă în condițiile unui an normal, cu producători foarte puternici în jurul României, Ungaria și Polonia. Se importă foarte multe fructe. Situația producătorilor de legume fructe nu este însă una disperată, având în vedere și câteva aspecte pozitive. Producem un măr foarte gustos. Îmbucurătorii pentru producătorii din România că avem niște condiții deosebite pe do climatice. Fructele și legumele noastre au un gust deosebit și asta puteți să o confirmați și noastră, și consumatorii preferă produse românești, nu din patriotism, ci datorită calității intrinsece. E, mai e pasul de a le face și de calitate ca și aspect. În ciuda greutăților pe care le întâmpină, cei din sectorul legume-fructe au un sprijin de nădejde în Organizația Interprofesională Națională Prodcom Legume-Fructe. Aceasta cuprinde aproape 380 de producători, procesatori și comercianți. Prodcom are ca scop îmbunătățirea producției, creșterea calității, dezvoltarea noilor piețe prin eficientizarea activităților de comerț și distribuție. Prodcom reunește acum aproape 380 de membri în România.